acum aș vreau 76 de mii să mi apară check engine. E ceva de genul nivel de antigel din vas. Trage-vă dreapta! Bună dimineața, astăzi avem... Am zis că începem anul mai liniștit, nu prea o să mai avem vaguri în serviciu. Uite, ăla nu e vag. Renault nu e vag. Vag. Ăsta să fie titlul clipului, 3 golfuri, 2 scode? Nu știu, vedem. Sau un Audi. Aaaa, 6 vaguri. Sau doar un Audi. Hai că vedem. Ei știu mai bine pe ce au dat click acolo. Te mă duc la treabă. Mihai face gălătie. Dar nu degeaba. Ia uite. Zi mă, te apuci de detailing? Mă gândeam la un moment dat. Și că nu mai uitat cu... Da, ce adunare nu putea să fie bun. Suntem în 3 băieți îngrămădiți, ăla din mijloc am mâncat o banană. Aoleu! Zic. Eram sigur. Nu. No. Și ăla de dreapta mai era una pregătită. Din stânga, dreapta camerei. Dreapta, da, tu, da, e dreapta, orientat către clientul. Da, așa o să-i fie. Eu sunt acum în fața ecranului pe YouTube. De aia zic dreapta. Eu mă simt prost că n-am banană sau nu știu cum să mă... Toți avem tu o banană, Udic. Da, dacă a mea arată așa, nu știu să zic. Poate pică din ea, uite, a căzut din ea. Ți-a căzut, să nu alunești, Bogdan, că îți spargi capul pe așa pe servis. Ăsta e dureș, că n-am vârstă arată și așa. Poți să-și capul buit, ești nebun, nu mai nu arată așa. Dar să revenim. Da. Cred că și atinge dacă nu așa. Care n-ai era acum? L-ai pus da, dacă nu mai are ce să strângă. Da, bine, om, client, de fapt, un client, om, tot aia. E un om care e client. Da, nu a știut că este defect și cel din spate. Și în altă parte, nu la un serviciu, altă persoană, i-a zis că e tot în regulă dacă se merge fără șurubul ăla, că nu se întâmplă nimic. Și eu am văzut în spate că lipsește și cel de-al doilea șurub. Și atunci, problemă. Bă, tu ai ce mă curam pe aia? Nu-i mai dat oare nouă blu la lin. Să te zice de fapt. Au venit acum și renourile care nu se strică de fel, asta e, dar... Aici avem responsabilul care e... Bă, ciocan! Iuli! Bă, bă, bă! Vezi că ai început prost și clipul? Ai început prost și clipul, ciocanul? Ești cu bananele, nu stai bine? Dumnezeu! Ajută-mă, ajută-mă! Dă-mi putere, Doamne! Dă-mi răbdare! Nu dă-mi putere, Doamne, că stai mă omoare! Da, aici avem o lucrare clasică la Mazda. Mhm. Care... Mazda frumoasă, el pe 5. 5? Mamă, așa mare! Da, sunt vestite pentru... Fiabilitate. Da, mașinile sunt bune, dar nu sunt întreținute bine, dacă ne trebuie. Da, 2-2. Clasic, îl știu. Băieții l-au mai văzut la noi. N-am inventat nici roata, nici apa caldă. Suntem tot în același stadiu de a le face mentenanță, că nu sunt stricate. Pentru asta pune colegul meu aici adeziv, ca să nu ne mai părăsească uleiul. Da, vreau și o revizie, vă rog frumos, la Mazda mea cei 5. Așa se face revizia la Mazda. Și o etanșare de baie și iată. Da, exact. Bă, asta pot să spui că e o revizie cumva completă, începând de sus de la injectoare și terminând la sorb, dacă mă întreb pe mine. Adică... Dar cea mai importantă lucrare nu o face Dragoș aici, o face Wissam aici. Da? Care șterge toate resturile, curăță și spală ca să știm sigur că nu mai e niciun pic de mizerie în baie, în motor. Bun, în locul tău așa n-aș mai pune baia, că arată bine. Degresare de suprafață pentru etanșare silicon. Nu garnitură. Și-a, tu ce-am vorbit. Vreau să zic ceva frumos. Și-a revenit colegul nostru care nu și-a revenit, de fapt. Ce-a vorbit.
arde. Aia e. Mai bagă de acolo. Ăla e. Din aici am repede. Ne punem de aici, nu-i punem. Ce e bun? Bucată lipsă de aici. De aici cred că a fost impact. Dar problema e că s-a strâmbat un pic și din, și din basculă. Și atunci trebuie să vorbim cu băieții, ori să luăm o basculă pentru situații de excepție, ori să vedem cum fac. Ori să punem așa și să le schimbe omul cât mai repede. Dar nu recomand. Mai și o piesă. Mai asta. Uite aici, dar e... Faci o idee, că oricât ai încercat să te uiți pe gaura asta, supapa undeva în capăt, abia se vede un pic de tot. Adică toată depunerea asta nu e doar aici la intrare, ci e până în capăt și cam cum ar trebui să fie, bine. Da. A, uite supapa acolo. Lună nu e, dar poate să respire. Ai o idee de ce se întâmplă. Da, spălare momentan mai mare, de atâta nu pot să-i fac. Pentru că? Pentru că așteptăm niște colete care să ne ajute să facem treaba asta la virgulă. Vine utilaj? Da. Bun. Așteptăm să vedem jucăria. Dar, na, comparativ cu găurica aia târzi, o să fie altceva. Trebuie să respire și dieselul. N-ai fost ieri aici, din păcate. E și dieselul, oameni. Da, n-ai fost ieri, din păcate, aici să fii văzut cum arată, cum arată admiția înăuntru. Și dacă arată așa... Bine. În continuare... Poți să-ți iei o mostră de pe masa aia de acolo. Wow. Puseam ca toți oamenii, ca toți oamenii ieri. Și când vorbești la telefon și găsești, te joci cu ceva, prima, cu o lanternă, cu ceva, când te prinde conversația. Puseam mama meu să luase și focus un casteluș așa aici, frumos, în nisip, n-aveai treabă cu el. Era, era în lumea lui. Da, e doar o mică parte din ea. O parte a mai fost aici, dar s-a aruncat. În fine, da. Însă e galeria care e... Așa e pe galeria acum, da. Arată și un pic mai bine. Una bucată. Hați. Pețica s-a rupt din suportul ăsta. Hați. Adică de acolo. Da. În aer. De-aia tot așa vine mai în față. S-a și deplasat. Și în momentul în care se deplasează, automat, se modifică și curelele, trage în ea, în întinzător, în tot ce trebuie. Și nu e ok. Îmi spereai tu că-ți bag Audi? S-a mai băgat un gol. Când ți-e lumea mai dragă, ce se întâmplă? Gol. Intră un gol. Cel mai mișto motor de la Volkswagen Golf. Aolo. Cel mai mișto motor. Alin moare de ciudă că nu l-are popoasa pe asta. Nu cred. Care este capacul butoi, garnituri, galerii, admisie, curățate injectoare, posibil de schimbat în proporție de 90% clapeta de accelerație. Problem? La compresorul e la fel. Da. Prinderea lui pe mașină deja diferă, vezi că aici avem gala asta un pic mai jos decât asta. Și problema e aici sus la prinderea la întinzător și la alternator. Vezi? Da, e o diferență. Asta e mult mai sus și nu are filet, aici ar trebui să am filet, vezi? În paralel cu aia. Asta ar trebui să le am mult mai distanțat aici. Asta cu filetul ar trebui să fie mult mai... Deci nu e ok. Tampon, nu? Aha, le punem pe tot. Ah.
Adrenalin cu super pistolul lui de la Redax. Nu ce mi-a dat direct un mufă. Este un șurub foarte scurt. Mă mir că s-a blocat. Deci am scăpat cu... mai lung șurubul ăsta. Am scăpat cu un singur șurub. Șurub. Iiii, câtă curădare are. Șaiba asta de aici n-are ce să caute. Serios? Că stă în ciotul ăla? Uite ce curat este. Da, uite că s-a mișcat un pic și aici. Asta e nou șurub? E nou, dar nu e pentru așa ceva. Dă-o în față. Executăm puțuri. Și acum. Da, uite. Mă, piulița acolo, în momentul ăsta oricum nu mai e strânsă. Și ne luptăm, ca să zic așa. Doar cu bucățica de sus care a ieșit și un pic ruginită și oxidată. Cine știe de când a fost desfăcut. Câtă? Și cu oxidul din pețica asta de punte. Yes, nu cred, de când îl așteptam. Și asta este individul. Da. Cum se scoate un șurub în rate? De la ușa trecut de faza cu furie, la faza cu cârpă. Da. Focusează camera ta. Go, aici. Cum ar trebui să așeze ăla? Injectorul? Pare rău. Am una aici. Dar e cam e primul, ăsta era mult mai rău. La un moment dat ăsta, dacă vezi, uite, a scăpat șaiba de foc și a scăpat pe lângă, vezi? Și asta e depuneri. Deci ăsta arăta mult mai rău decât ăsta, dar uite-te aici. Măcar așa un ochi orientat. Bă, ceva se vede cât de când. Da. Întotdeauna trebuie să fie țiplă acolo. Ca să poată să-i tanșezi... Ca să fie tanșarea corectă și să nu fie surprize. Asta ce mai... Asta cred că este strâmb. Deci avem 1K0. 1995 E. Între timp a venit. Opa. De primul rând a venit suportul bun. Cu asta așa frumos, fac tot. Și ce mai vine? Sunt basculă întreagă. Da, omul a ales să o punem din dezmembrări, doar ca să vedem dacă mașina e dreaptă. Dacă nu s-a strâmbat și altceva, la un moment dat probabil să se înlocuiască și basculele cu totul noi, cu bucșe, cu tot ce trebuie. A avansat, Drăguș? Da. Ce-am că ai avansat? Da. La grupă mare acum. Sunt șef de service? Bă, curat, hai. Ai mai făcut una. Vezi de și asta? Prima pornită pe anul. Am pus suportul. Ia. Ăsta e mai sus. Știi ce cred eu că s-a întâmplat? În momentul în care s-a rupt șurubul de aici și de acolo din spate, rămânând într-unul singur, s-a deplasat cu totul suportul ăla. Încerc să-i zăbesc singurul șurub pe care l-are și să-l trag un pic înapoi să văd dacă îmi permite să-i bag șurub. Și dacă merge, sare bomba. Ce crezi? E strâmb, nu văd de aici. Vă duc să vă dacă vreți să-ți undeva să-l pună și pe acesta repede. Fac am o idee. Ia zic, cum e șurubul? Vine mâine. Vine și mâine. Dar
este fix la fel. Și ăsta e cel din spate, la care s-a rupt urechea din bloc. Bine, clar că o șurubu mai bune decât unul. 100%. Adică eu așa am văzut. Dar... e preferat. Ar fi să... să se sudeze și urechea, să le aibă pe toate. Eu asta am vorbit cu clientul de prima dată. Am zis că recomandarea mea ar fi dat motorul jos și sudată și urechea acolo, dată și turbina jos, curățat de scurgeri, curățată și admisia. O să le facă probabil. Da, la un moment dat. Pa, 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 pa. Hai cu Mazda, hai cu Mazda. Spate, spate. Ia. Deschide. Tale, flip, flip, flip. Deschide la lamtopo. Bam, dă-i de aici, trage de aici. Deschide lamtopo. Da, șef, pune-n centura. Regulamentar. Power control module. Auzi cum s-a auzit în spate, bă, avem traducător în spate. Hello Siri, Google, hey Google. Margareta Nistor. Gata, cât are, mă, 175.000, văd eu bine? 176.000, cum mai sunt câțiva kilometri și la acest 176.000. Establishing communicator, communicator. Puuu, Iulica cu engleza ta de bar. Vezi că ai murdărit un pic la da, gură. Mamă, mi-a dat calendarul pe 2 ani. În dreapta de tot acolo, ai da, o bară. Am o bară. Spii și la bara aia trebuie să ai o radieră undeva prin penultima an. Am o radieră. Ca să mai ștergi din căsuțele. Nu s-au șters toate. Și acum din toate astea mi-a lege așa. Păi da, dacă faci așa laptopul și sunt furnicile astea mici, ești nebun. Deci E cât T, E O P, mai zi litere. E ghere, am găsit dacă vrei. Nu, E cât T și E O P se numesc. E O P, am găsit E O P, gata. Aici ai, a murit, e o linie dreaptă, băi, nu face de alea așa. E adevărat. Dar făcuse aici ceva, o de aia... Nu-i mai merge ca ghiu. Adevărat. Am 2 bari sau mă bat cu tapa asta. Ia uite mă că a început să-i miște EKG-ul ăla. Cum merge? Trăiește! Deci asta e CX-5. Da, da. 2.2 diesel. Da. Domnul Dragoș. Yes. Domnul Iulian. Da. Recomandați această mașină. Dai că nu prind postul de radio aici. Dacă îi faci o întreținere corectă, să spunem exact ce am făcut noi acum, mașina n-are nimica, adică e ok. Bă, ele ca motoare în principiu duc foarte mult. Cred că am mai povestit asta la un moment dat. Am avut client cu o Mazda, nu știu dacă, nu mai țin minte, dacă, nu, era Mazda 6, 2.2. Mașina a avut 400.000, a intrat la o reparație capitală, că s-a blocat, nu s-a blocat motorul, nu? I s-a înfundat sorbul la 420.000 de kilometri. În aia 420.000, mașina n-a văzut decât șaibe de foc la fiecare 80.000, maxim 100.000, curățare de admisie la fel, le venea și le făcea pachet și revizii la 10.000 în permanență. Mașina o avea de nouă, o folosea foarte mult și oraș și exterior și ți-am zis, la 420.000 a venit pentru înlocuire sorb, dar a venit pentru înlocuire sorb că începuse să-i scape o șaibă de foc. Și în momentul ăla s-au făcut o-ring-urile de la pompă, sorb, șaibe de foc, de nouă admisie și așa, și parfum în continuare. Și după aia am plecat și nu mai știu exact ce s-a mai întâmplat cu mașina. Nu știu dacă o mai are sau ceva. Da, în partea ailaltă. Deci clar, ce ai vrut să spui acum e că cu o întreținere corectă pentru tipul de motor pe care îl folosești, e clar să funcționeze cum trebuie motorul. Din păcate, într-adevăr, sunt mai pretențioase și trebuie să faci niște chestii și în plus față, na, trebuie să fii mult mai atent la întreținerea motoarelor decât la o altă marcă, unde, na, dacă vezi că ți s-a aprins becul, te duci și ai făcut ceva. La asta, de obicei, dacă ți s-a aprins becul, e posibil să fie destul de grav și să ajungi să înlocuiești niște piese. Bă, sincer să fiu cu tine, tot ce ține de Mazda CX-5 și Mazda 6 sunt un pic mai premium la partea de interior, plastice și alte chestii. Mazda CX-5 nu e atât de antifonată, nu știu exact cât de tare vă dați seama acum din filmare și așa. În vedere că ar trebui să țip ca să te aud bine. Da. Nu avem, avem cât? Da. 120? 120, da. Nu e atât de
foarte bine antefonată. În schimb, Mazda 6 e cu totul la nivel. Dar pe plastice nu o să auzi plastice prin înăuntru sau ceva, e ok. Pe partea de electrică au o mare, mare problemă cu motorașele de la oglinzi. Mare problemă. Pe partea de electrică am intervenit mai mult după ce au fost incidente. S-au spart senzori, s-au rupt mufe, s-au fost mișcătoare sau chestii de genul, știi? Dar în schimb n-am avut cine știe ce. Se mai decalibrează RVM-ul, RVM-ul fiind cel de blind spot, și trebuie recalibrat. Am întâlnit să decalibreze singur de nebun, fără niciun incident sau ceva, dar ăla se recalibrează și aia a fost. Nu pot să zic că au probleme mari. Pe partea de articulații sunt destul de reușite. De exemplu, mașina asta în momentul ăsta are cam tot pe ea de fabrică. Are 156.000 de kilometri și n-am văzut nimic schimbat. Nici bascule, nici bucșe, nici nimic. Se simte ok, adică... Și sunt întregi, nu-i de schimbat nimic momentan la ea. Deci, comparativ cu un VAG la care schimb era 60.000-70.000 amortizoare, eu zic că e bine. Haide-i! Cum aș vrea 176.000 să-mi apară check engine. Și mai faci un... Soft, stage 1. Da, îi face resetare, dragul, să nu înțeleg. Da, sunt niște resetări de... debitmetru, EGR și clapet. E drăguță Mazda. A, parcă... tot un B55. A, WX. Da, mă, aici. Atingea, nu mai atinge. Vedeți-a, bă, de la aia trebuie să-l pus. Da. Cred că și atinge, dacă nu. Da, mă, nu mai atinge. Deci, se poate. Vreau să zic și ceva. Zic ceva. Am fost anunțat și sunat. N-am o serviră până plec, că mi s-a făcut injectoarele. Da. Ale mele. Da. La mașina mea. La Opel? La Opel, cu duze noi. Frumos, reglate. Au ieșit impecabil, în reglaj. Trei au fost reglate relativ foarte rapid, mi-a povestit băiatul respectiv. Unul singur, să zic așa, a avut bătăi de cap cu reglajul la el. Am ajuns și la reglajul. Vedeta, cu Dragoș, care n-are chef, dar aia e. N-are încotro. Cine, mă? Tu, bă, tu. Alo. Ce e, Iulian? Un pic de vorbiu frumos. Uleiul s-a scurs. Aici. Și urmează... Da, acum putem să... Ce și de ce, domnul Iulian? Aici avem un șurub care nu se desface după fața lui Dracoș. Și după spate, la fel. Cineva... A pus cineva un alt șurub unde nu trebuia. Deci, Piluriți în partea elaltă. Mă bată tata mea, mă urâtă poziția cu asta. Este, pentru cine nu recunoaște, un Opel Insigne. Da, un motor. Un Opel Insigne. Un Opel Insigne? Oho, așa a zis și Dragoș. Oho, că nu se desface șurubul. Ca să nu rămânem fără DGT, da, prelungim situația. Deci, domnul, am intrat în prelungire. Da, mă, din păcate avem ulei în vehicul ăla de acolo, în vasul de expansiune, și încercăm să scăpăm mașina asta de problemă, prin înlocuirea, evident, a radiatorului de ulei. Pentru că acolo se întâlnește uleiul cu antigeluri. Exact. Deci, dacă stați aproape de noi, o să vedeți cum se rezolvă problema de la... Opel. E, nu care avea Opel produs, e un caz izolat. Uite, e mai izolația la cazul, dacă nu văd. Nici n-are izolație, mă, uite, ai zis că e un caz izolat, este un caz dezizolat. E bine, ăsta, dar altele... Da, am înțeles. Ce situațiune se poate. Toate au, ăla are șoricel. Ăsta n-are... Cineva a mai lucrat sârguincios la mașina asta. Hai. Aha. Coboară încet cu ceafăr blând, alunec în porază. Ce ai grijă să nu te lovești. Melodia aia Naomi. Noaptea la stradă, toți la fereastra. A râs un pic la ea, adică n-ai cum să nu ții.
aduci tu galeria asta de jos, lui. A căzut pianul pe scări. Gata. Iese, dar are asta degetele scurte. Iese pe bucăți. Bădu, ten. Ten, pis, ten. Asta e pe origine. Ăsta unde vezi antigel și așa, e cu problemă. Eu înțeleg că are emoții, dar în halul ăsta așa. S-a scăpărit. Asta nu știu, e pus în rate? Da. E, mamă, e pus ca lumea. Acesta, pa, aici, pa. The problem is in interior aici. Da, da. Interior? Da, da. Și da. The altă problem e garniturile astea lungi, așa. Să pierde până și între ele. Ca și chestia se schimbă cu totul sau doar ăsta? Nu. Asta e problema. Dar în exemplu de astăzi o să schimbe cu totul, pentru că Bogdan a găsit-o cu totul la un preț foarte ok. Da, deci e mai avantajos. Yes. Cu șuruburi, cu alea, cu garnituri, cu tot. Aici a făcut curățenia. Garniturile noi. Aici. Aici, frumos. Când ce? Când ai depus pilul asta, cum e acum. Așa. Cum ai procedat la curățarea pistoanelor, de exemplu? Curățarea pistoanelor? Da, mă, de ce să te atingi de ele? N-am de ce să mă ating de ele? Nu. Să le curăț? Nu. După aceea mizeria se duce. Pe tine te interesează doar, da, toată mizeria se duce în segmenți. Uh-huh. Pe tine te interesează doar unde atanșează garnitura, atât. Partea de pistoane le cureți în momentul în care dai pistoanele jos. Ca să le cureți doar ca să fie frumos, nu are nicio relevanță. Asta este clioneta din episodul trecut cu filasa jos. 1-2. 1-2. Mai știi că am zis în clipul în care desfăceam la mașina asta că aș vrea să văd o injecție de Mercedes? Am auzit că pe Mercedes a existat în trecut pompă de injecție mecanică pentru injecție directă pe benzină. A venit un om ieri și mi-a zis că are în garaj o mașină cu injecția aia. Mi-a lăsat adresa, diseară mă duc să văd cum funcționează. Serios? Serios. Așa, la asta se pierdeau lei. Uite pe aici. Că n-am spus, domne, pe unde pierdeau lei, că nu se vede. Uite pe aici. În partea din spate pierdeau lei. Știți unde sunt chestiile astea, că asta o treabă cu ulei și în spatele pieptului. Da, plus că oricum, după ce am desfăcut garnitura, s-a împărțit în două garnituri. Ceea ce nu e... Și când am dus chiar asta la făcut, oamenii ne-au zis, e compromisă. Pierdea vacuum pe la una din rușii, avea fisuri, avea chestii și se înlocuiește și chiar asta. Oricum, s-a găsit chiar asta cu tot cu axe și cu tot cu curbuturi. Da. Axa cu tot cu culbutori. Și atunci am rezolvat toate problemele, planată, pus și o să fie ce trebuie. Asta a intrat, asta vine aici, asta aici, asta aici. Avem garniturile frumos, zap, zap, zap. Garnitura, uite aici. După mulți nervi și... A venit garnitura, acum suntem fericiți. Ce... Am un pedat subiect. Gata și galerie, nu? Mai bună ca aia veche. Aia veche fiind topită. Da. Aici o facem curățenie. Și fă și o curățare. Cum trebuie scoate muleiul de pe sistem? Cât de cât? Shiny. Arată bine. Începe. Clătirea, bă, borsec, ți-am zis.
O lăsăm să toarcă liniștită și după ce se încălzește adăugim emulsificator care curăță uleiul. Unește uleiul cu apa ca să putem să curățăm sistemul. După aia dăm drumul, mai clătim cu un pic de apă, pam 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 pam. După aia punem hantigel și gata, fasolele merg întoarse partea în altă. Nu zic că învățe. Alin, ce ai făcut, Alin? Ai pus și garniturică? Da. Am degresat înainte, am pregătit. Vezi prezoanele astea? Prezoane, găurile unde trebuie să vină prezoanele. Da. Ia uite aici. Lipsește ceea ce unii ar numi filet. Și nici măcar aici are. Aceea nu este problema. Dacă nu strânge cu întrebări sau ceva, mă, problema. Nasul. Doar ăsta e sau? Doar el e, da, defect. Nu, doar ăsta e așa, comunicare? Cred că da. Deci ăsta e cu lumină. Da. Și ăla, uite, și la cel de jos se vede. Nu văd. Nu, la asta. E? La care? Ah, l-am văzut de... Da, deci și ăla e. Și da, cumva, aici. Cred că... Da, și ăsta e. Da, deci toate sunt așa, doar că... Doar că ăsta are filetul, la revedere. Da. Și nu știu dacă merge cu helicon. Păi pentru că acum un tarot mai mare, făcut un, un prezon mai mare. Mm-hmm. Și văd modificată și galeria. S-a făcut și aici. Asta în spate aici. Ai loc în spate? Ia uite. În seria... Și e vorba aia, Dita Iblajganu. În seria 8 ăsta în care eu n-ajung la pedale cum ar veni? Băi, e și antifonat. Bine, e benzină, hai să... E benzină, dar oricum se aude bine pentru mediul înconjurător, dacă mă întreb pe mine. Hai să vedem la viteză, gen 120-130, dacă poți să discuți în mașină. Crezi că are un 8 ăsta? Da. Până la 120, cred că 115, nici nu știu, chiar nu știu adevărat. Avem aici un 1.9 benzină din 2009, cam 140 de cai, deci bănuiesc că e aceeași mașină. 2009-2010 e aceeași mașină. Mi se pare că în 2010 s-a făcut phase-it asta, dacă nu mă înșel. A, phase-it e drăguț. Da. Și dacă ai și un pachet OPC? Dacă ai un pachet OPC, începe să arate mașină, dacă mă întreb cu mine. Da, da, da. La Opel asta, la Insignia, mă, sunt jantele cu 5x120? Da, la BMW? Cred că da, stai să vedem. Da, 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 la Opel. Știu că... Așa, mă zice și voi de, de Opel ăsta Insignia. Am văzut că era 3000 și ceva de euro. Da, cam 3500 de euro, am văzut că era 3400. Nu e chiar rău. Bă, pentru motorizarea asta pe benzină, dacă mă întreb pe mine, e ok și prețul și motorizarea e ok, un 8 e ok. 140 de cai e suficient, ai și climatizare automată. Corect. Bine, cred că una automată e mai scumpă, mașina, motorul, cutia. Da. Cu climatizare. Ansamblu, am înțeles. Nu știu, în schimb, nimic despre, tot ai pomenit de cutiile astea automate la Opel, nu știu nimic despre ele. Te-aș minți? Foarte drăguț. N-am auzit lucruri rele despre ele, dar din ce am mers cu ele, nu. Nu am dat pe spate. Interiorul e relativ e... bine împărțit, dacă ne întreb pe noi, din ce văd eu, ți-am zis locul prevăzitul care... Ok, să știi, uite, nu știu cât de folosită e mașina asta, dar văd că... E destul de folosită, cel puțin pe dreapta la mine aici, e destul de folosită. La mine. Deci a avut volanul pe dreapta, să înțeleg. E la un schimb... Aoleu! E la fel folosită și la colegul meu în partea aia, dar n-am vrut să recunoască. Aha.
cald, mă, bă, soarele. Mușca cineva din ea. Să știi că în spate nu e chiar așa rău. Dar în afară de plasticul ăsta, care îmi fac impresia că e vopsit sau ceva, nu-mi dau seama, ci cred că e schimbat. Dacă nu e schimbat, cred că e boala lor. În rest, dacă te uiți de aici, aici, de... Da, ăsta îmi place rău, trimul ăsta așa. Bă, mari probleme pe ele eu n-am întâlnit. Este partea asta de termoflot care e băgat între blocul motor și evacuare. Și îți dai seama, temperaturi frumoase acolo în zonă. Deci nu e o piesă de lungă durată. Da, și na, trebuie să te aștepți că poți să pice și termoflotul și garniturile. Că la orice benzinară, la un moment dat, poți să ceară segmenți. Că e normal. Și smeringuri de supapă. Dar nu e nimic anormal. Dar depinde de kilometri. Și până la urmă, dacă e să o luăm așa, în 2010 până în 2023, e ceva. Are tot dreptul să ceară segmentare, dacă... Deci, n-ai treabă. Distribuții simple, curea, nu sunt costisitoare. N-ai, chiar nu are nimic complicat pe el. E un motor destul de simplu. Pare, mă vorbește cu mine, dar eu nu știu codurile. Și îmi zice, știți o carte. Code 3. Și da, ce mi-a dat o carte cu informații. E ceva de genul nivel de antigel din vas. Trage-vă dreapta să punem acolo, ți-am zis. Să punem noi. Așa zice aici. Trebuie să citești cartea aia, că nu știu, la, nu știu care e ultimul cod, că dacă ai de la 0 la 500, e... Gata. YouTube alta. Bac pe dreapta aici. Cum e, măi, Iulică? Știi treaba aia cu dor de vară? Aha. Fix așa e, bă. Fix așa e. Deci, orice? Uscat, 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 peste tot uscat. O lăsăm să se liniștească. Desfacem capacul, vedem care e treaba, dacă se mai vede ceva pe acolo. Bine. Posibil să mai vadă foarte, foarte puțin, că n-am. N-ai cum să-l faci lună tot. Dar vedem care e treaba, completăm dacă e de completat. Ne vedem în episodul următor. Pa!